Un bărbat de 76 de ani din localitatea Suraia a fost la un pas să-și piardă viața în această dimineață. Ambulanța care trebuia să-l ducă la spitalul de urgență din Focșani a rămas blocată în nămeți. În ajutorul bărbatului cu atac cerebral au sărit pompierii de la ISU, care au reușit să ajungă la el cu ajutorul unei șenilate. După multe peripeții, din cauza șoselei blocate din loc în loc de sulurile de zăpadă, salvatorii au ajuns la destinație. De acest noroc s-a bucurat și bărbatul de 49 de ani din localitatea învecinată, care avea nevoie urgentă de asistență medicală. Sunt nămeții mari, circa 2 metri de zăpadă, sunt dopuri de zăpadă pe traseu, de 15 km cât am mers. Viscolește condiții grele. Cum ați reușit să ieșiți din zăpadă? A stat blocați? N-am stat blocați. Cu ajutorul utilajului care l-avem în vântare, face față cu primul. A fost o misiune de salvare, că s-a intervenit cu sprijinul unei auto speciale dotată cu șenile. S-a intervenit pentru a aduce două persoane, una din Suraia, prezentând un accident vascular cerebral în vârstă de 76 de ani, și a doua persoană, care a fost preluată din localitatea Biliești, prezentând cancer pulmonar, în vârstă de 49 de ani. S-a intervenit greu? S-a intervenit destul de greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, la circa 500 de metri de aici a rămas acel utilaj al nostru, a rămas înzăpezit. A fost nevoie de intervenția noastră să mergem să-l sprijinim pentru a ieși din zăpadă. Mai aveți astfel de solicitări? Deocamdată în dispeceratul nostru nu au fost anunțate alte situații de urgență la care să fie nevoie intervenția noastră în astfel de situații. Cei doi bolnavi au fost preluați la intrarea în municipiul Focșani de o ambulanță și transportați la spitalul de urgență, unde au ajuns în stare stabilă.